Mă simt ca un polițist american, ne spun cei care au testat noua uniformă a poliției române. Până la sfârșitul anului, toți angajații ar trebui să poarte această ținută care înlocuiește pe cea veche de 20 de ani. Fabricată la Craiova, varianta de vară a uniformei costă aproximativ 900 de lei. Polițistul Viorel Teacă a prezentat pe TikTok, unde este urmărit de jumătate de milion de români, noua uniformă a poliției române. Pentru că a avut succes online, a fost ales să prezinte noile haine și în fața presei. Culoarea noii ținute îi încântă pe polițiștii care de 20 de ani purtau o uniformă de mult depășită. În primul rând, culoarea pe mine m-a încântat în mod plăcut, fiindcă pentru noi cei care suntem în teren, vedem foarte clar că este apropiată de cea a poliției americane. Noua uniformă formată din ghete tactice, cămașă pe care poate fi montată cu ușurință bodycam și pantaloni comozi, costă aproximativ 900 de lei. Îmbrăcat în haine noi, polițistul a stat de vorbă la o cafea cu câțiva bucureșteni și le-a arătat noua ținută. Până acum, având pantaloni evazați, trebuia să tragi de ei ca să te așezi, da? Da, acum practic nu mai este necesar să faci lucrul ăsta, te așezi pur și simplu. Sunt elastici, mă recunosc. Până la sfârșitul anului, toți polițiștii români ar trebui să poarte uniformă nouă.